Hai, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou video. Prima zi de lucru, marți, o nouă reacție. O scos Sișu piesă și clip împreună cu Zeze. Băieții mari se numește piesa și haideți să vedem ce au de spus. Băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate e un dar, dar n-avem îndoieri, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Suntem băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate e un dar, dar n-avem îndoieri, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Suntem băieți mari, crescuți cu sacrificii, nu ne lăsăm pradă fricii, deși ne-am lăsat pradă unor vicii. Am câștigat prieteni, am pierdut amicii, am distrus idealuri pentru ambiții. Suntem băieți mari, lăsați de cicatrici, care au văzut că viața nu e rost pe aici. Crescuți de bagabuzul de tătici, îmi place drama că ne ajută ca să fim luciți. Suntem băieți mari, obișnuiți să fim ironici, dacă viața e o poveste, atunci astea dintre cronici. Ungurești astonici, pe mulți fac să creadă că sunt comici. Suntem băieți mari cu fruntea ridicată către cer, cu inima călită în cer. Suferință la un alt nivel, ca să fii mare nu e de ajuns să fii fier. Suntem băieți mari și inima e rece, am trecut prin fel de fel de situații ca să creștem. Eu vine cu fântare, dar mulți spune blestem. Eu le-am spus atunci și ce rezolv dacă mă tem. Suntem băieți mari, acum știm că legea-i fac. Da, băieți mari, într-adevăr, viața te duce pe unde nu te aștepți și până nu dai cu capul, să zic așa, nu te lăcuiești. Da, și după un timp te maturizezi. Dar e bine să ai limite, să ai limite, să nu te duci în extreme. Legea-i falsă, cea care riscă totdeauna ies în față. Trăiesc ce alții doar visează. Suntem băieți mari, plătim mai mult decât valorează. Suntem băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate-i un dar, dar n-avem îndoieli, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Suntem băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate-i un dar, dar n-avem îndoieli, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Capul sus este tot ce mi s-a spus. Am învățat că trebuie să trag de mine dacă vreau ceva în plus. Ți-am mai zis că viața ta e în tine ca un brici. Caută-ți în suflet și o să găsești cicatrici. Deja putea și alea aici, tu simți. Chiar și ateii au ajuns să ceară ajutor la câțiva sfinți. Mereu a fost de stradă și mereu va fi la fel. Asta e pentru frații care văd soarele prin pătrici. Deja putea și alea aici, tu simți. Chiar și ateii au ajuns să ceară ajutor la câțiva sfinți. Mereu a fost de stradă și mereu va fi la fel. Asta e pentru frații care văd soarele prin barele de fier. Chiar și ateii au cerut ajutorul unor sfinți. Bun asta. Născut bărbat, ignoranță pentru faci. De mic am știut că locul meu e între ași. Rost pierdut în fund de haș. În viață ca și te ridici exact ca linia de pas. Pe stradă nu dăm probe, scoatem bombe. În mașini, în trombe, în boxe, energia noastră adevărată, ombre. Muzica pentru mine, cocaină pură. Mângâie copilul din mine cu venele pline de ură. Așa am crescut. Suntem băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate e un dar, dar n-avem îndoieli, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Suntem băieți mari, acum clar, dacă ne doare vina noastră sau poate e un dar, dar n-avem îndoieli, viața nu-i zan. Și dacă o să ne placă, o să cădem iar. Da, în ziua de astăzi sunt foarte multe ispite, să zic așa, droguri, tot felul de nebunii și în ziua de astăzi e foarte greu să ții, să încerci să le eviți pe toate lucrurile astea, adică nu neapărat să le eviți, dar să nu te duci în extreme, e foarte greu în ziua de astăzi. Și da,
am uitat ideea, mai vreau să mai zic ceva, dar nu mai știu. Nu mai știu ce am să zic. Ce vreau? Care freza? Râgnetul Carpaților. Râgnetul Carpaților. Din poliția. Da. O venit la un autograf, probabil. Da. That's a nice one. Tare piesa. Ca întotdeauna spune lucrul pe față. Și da, trebuie să tragi de tine, că dacă nu tragi tu de tine, nu faci nimica. Merem frumos la lucru. Cam asta a fost reacția mea în dimineața aceasta. Dacă aveți sugestii, puteți să lăsați în comentarii. Puteți să mă susțineți cu un like, un dislike, dacă vă place ceea ce fac, un subscribe, un share. Și da, ce să vă zic, să aveți o zi frumoasă în continuare și să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye bye.